Evaluările la clasa a doua și a patra și a șasa se organizează în acest an școlar la fel de altfel ca și în anul școlar trecut pe un eșantion de elevi. Potrivit listelor publicate de minister, la clasa a doua vor susține această evaluare în la elevii de la școala gimnazială Dobrin și cei de la școala gimnazială Mihai Minescu. La clasa a patra au fost desemnate școlile din Chie și Zimbor și din nou școala gimnazială Mihai Minescu Zalău. În ceea ce privește pe elevii din clasele a șasea, la evaluare vor fi supuși cei de la școala Bocșa, dar și cei de la școala gimnazială Silvania din și Ministerul Educației a stabilit și datele la care vor fi organizate aceste evaluări în școlile desemnate. Astfel, la clasa 2, evaluările vor fi organizate în zilele de 9 și 10 mai. La clasa 4, pentru aceste testări, este rezervată data de 15 mai, iar la clasa 6, 22 mai.